Consilierii locali ai Alianței Creștini Liberale au inițiat un proiect de hotărâre prin care primarul Ion Lungu este împuternicit să efectueze demersurile necesare pentru transferul în proprietatea municipiului Suceava a sediului Agenției pentru Protecția Mediului din cartierul Opcini și deschiderea unei grădinițe în acel spațiu. Primarul Ion Lungu și-a arătat dezacordul cu privire la o astfel de inițiativă. Se împuternicește primarul municipiului Suceava să facă demersuri necesare pentru înființarea unei grădinițe cu program prelungit în cartierul Opcini din municipiul Suceava. În clădirea 2, unde nu mai este corect și un abuz, în clădirea în care este folosită ca sediu în momentul de față de Agenția pentru Protecția Mediului Suceava. Nu cred că avem baza legală noi să facem naționalizări în Suceava. Este un proiect abuziv, sigur că tot acești domni consilieri au depus la mine, la primar, să facă un raport de specialitate. Eu am în termen de 30 de zile să fac acest raport de specialitate, l-au depus data de 30-a 10-a, până pe 30-a 11-a le voi face acest raport de specialitate. Evident, va fi un raport negativ, că nu avem baza legală, nu facem noi naționalizări la primărie. Și pentru mine este o prioritate și am identificat chiar și posibilități pe fonduri europene să facem o grădiniță nouă în cartierul Opcini. Noi avem acolo o posibilitate, în anul 2015 expiră contractul de asociere între Primăria Municipiului Suceava și Ichim Serv, deci putem găsi o soluție acolo să cădem de acord cu proprietarul terenului de acolo, să putem construi o grădiniță în cartierul Opcini și eu sunt de acord că trebuie o grădiniță în cartierul Opcini, dar nu prin naționalizare. Este cel mai abuziv proiect de hotărâre pe care l-am văzut inițiat de câți ani, 10 și 4 ca consilier, 14 ani când sunt la Primăria Municipiului Suceava. Proiectul de hotărâre urma să fie discutat joi într-o ședință extraordinară a Consiliului Local. La ora la care ședința a fost programată, în sală se aflau doar consilierii acele. Conform regulamentului, consilierii acele i-au așteptat un sfert de oră pe colegii din PSD. Între timp, Ovidiu Doroftei și Viorel Sredenciuc au încercat să argumenteze de ce consideră că este legal transferul clădirii în proprietatea municipiului Suceava. Dacă ne referim strict la acea locație, țin să vă spun că este un demers relativ facil, pentru că sunt alte spații care aparțin unor instituții ale statului și care pot fi foarte ușor, printr-o decizie luată, evident la nivel central, dar asta în urma unei decizii pe care noi o luăm în Consiliul Local și arătăm interesul pe care îl avem și solicităm intervenția și sprijinul autorităților centrale, și se poate muta acea instituție într-un alt spațiu care actualmente este mai puțin sau deloc folosit. Primăria a intrat în posesia cinematografului modern, care era tot a statului. E naționalizat cinematograful modern, terenul pe care se va construi, când s-a construit cu următorul primar, sala de sport, terenul de la cimitirul de la Iscani. Deci au fost la statul și au intrat în proprietatea primăriei. Unde e naționalizarea? Cine a naționalizat? Eu am citit chiar aseară, am ascultat pe televiziunile locale ce a declarat domnul primar și zic, domnule, eu, ca inginer, nu, poate nu știu exact ce înseamnă. Și scrie index. Deci naționalizare înseamnă a lua de la privat și a da la stat. Și asta știe toată lumea. Deci în niciun caz a lua de la stat și a da tot la stat, sau mă rog, la consiliu local, nu înseamnă naționalizare. Deci asta e campanie. Discuțiile au fost întrerupte de un schimb aprins de replici între primarul Ion Lungu și consilierul Nicolae Barbă, iar șeful administrației locale a părăsit sala de ședințe. În momentul de față sunt toți cei 10 consilieri ai Alianței Creștini Liberale la ședințe, ar trebui să fie 2 pentru cvorum. Unul poate să fie domnul Vărvara, care trebuie să fie la muncă, este viceprimar, doar dacă este în concediu nu e nicio problemă, dar nu cred că este în concediu, și încă cel puțin un consilier pentru a avea ședința statutară. Dar atât aici am spus că dacă tot ne-am întâlnit, putem sta de vorbă să discutăm probleme chiar despre punctul 1 pe o zi, despre termica, pentru că până la urmă sunt probleme importante pentru suceveni. O parte dintre instituțiile din județul Suceava ar fi urmat să fie desființate prin proiectul descentralizării a lui Dragnea, PSD. Este naționalizarea Dragnea sau e un punct de vedere al Dragnea legat de faptul ce se va întâmpla cu niște clădiri după ce toate aceste instituții vor fi duse la Iași sau unde ar fi dorit dumneavoastră să fie capitala de regiune. Am întâlnit cu cetățenii prin oraș, inclusiv prin Opcini. Mi-au spus, Barbă, te chinui degeaba, n-ai să reușești niciodată să obții lucrul ăsta, pentru că acel sediu este vizat de o serie de persoane pentru a se trage un tun imobiliar. Deci se vorbește despre un tun imobiliar legat de clădirile care vor rămâne dezafectate după ce Suceava va fi lăsată fără instituții publice. Domnul primar, nu vreau să mă duc cu gândul către dumneavoastră legat de aceste discuții.
Da, eu în acest moment, domnul președinte, îmi permis mă retrag, domnul Barbu Basti, când își spune aderați. Mulțumesc! Eu în primărie nu fac politică. Mulțumesc mult! Mai trebuie să stăm 4 minute, conform regulamentului, să așteptăm să vedem dacă consilierii PSD vin la ședință. Gestul primarului Ion Lungu a stârnit nemulțumire în rândul consilierilor acele. De ce s-a ridicat așa și a plecat, nu? Dar nu. Nu, dar are un statut special, ca să înțeleg. Adică noi venim aici, venim aici joi la ora 10 și vedem cum primar care ne sfidează pe față așa și pleacă, sau ca să înțeleg, puțin că nu prea îmi dau seama. Dar doamnă primar, nu este timpul serviciului astea sau șantier pe aici, pe nopci, prin Zamca, că am văzut că sunt multe acum tranșee și vreau să întreb și eu, Potimane, mi-a zis că asfaltările se termină la, în septembrie. Și vedeam acum pe Zamca, prin nopci, pe aici, cum s-au pe ăștia și toarnă acum piatră și vor să asfalteze, probabil la primul încheț o să spună și asfalt, eram și eu curios, pentru că nu aveam dreptul să întrebăm așa ceva, nu? Noi suntem aici pe post de Jolly Joker, stăm așa, venim la ședințe, ne uităm ce frumos e afară, nu? Și venim până aici, așa, prima oară ne sfidează, plecăm acasă, nu? Ședința nu a mai avut loc din lipsă de cvorum, iar Lucian Harșovski a anunțat că discuțiile pe tema unei noi grădinițe în cartierul Opcini vor fi reluate într-o ședință extraordinară, care va fi convocată săptămâna viitoare. Vă anunț că consilierii ACL vor convoca o nouă ședință săptămâna viitoare, după campania electorală, pentru că este o problemă foarte importantă, înființarea unei grădinițe în cartierul Opcini, în program prelungit. Și vă mai spun un lucru aici. Din nefericire, interese patrimoniale ale unora de a achiziționa de pe domeniul privat o construcție care depășește o sumă de peste 350.000 de euro, știm cu toții că a fost o evaluare, se pare că asta ne lasă fără o decizie în înființarea unei grădinițe într-o clădire care aparține în momentul de față guvernului, dar care poate fi transmisă administrației publice locale fără costuri. Singurele costuri erau doar amenajarea spațiilor interioare, spații care au fost calculate la început pentru grădiniță. Să cumpere o construcție de pe piața liberă, să o modifici, să o demolezi, să construiești alta, ne duce cu gândul alte idei și sper doar să ne ducă gândul și să nu fie așa.